Bună, dragilor! Avram! Eu sunt Stella, pentru cei care sunteți pentru prima dată pe acest canal. Astăzi vă iau cu mine un pic aici să ne plimbăm pentru un centru comercial, dar nu vom face cumpărături, nu la cumpărături vă iau. Vă iau doar să stăm un pic de vorbă. Săptămâna trecută n-am filmat. N-am filmat că am avut o stare depresivă, să zic așa, și când sunt depresivă nu-mi place să transmit mai departe starea mea și prefer să filmez atunci, să stau de vorbă cu dumneavoastră atunci când sunt bine, când depășesc momentul ăla. Să nu credeți că mereu eu sunt doar plină de pozitivism, sunt om normal, cu probleme, cu griji, cu ceea ce este viața zi de zi. Care a fost motivul depresiei? De ce vreau să dezbatem subiectul ăsta? Cu siguranță foarte mulți părinți greșesc. Exact așa cum am greșit și eu. Situația în Grecia, cum v-am spus încă de săptămânile trecute, este de la o zi la alta tot mai grea de suportat. Prețurile la produse s-au dublat, la energie iarăși nu s-a dublat, dar nici triplat, dar de 4 ori mai mult s-a făcut, deci de la 40 de euro am ajuns la 165 pe lună, benzina a crescut, deci tot ce înseamnă prețuri aici, viața devine din ce în ce mai grea. Și cum n-am încercat să gândim pozitiv, să străduim să ne menținem echilibru, chestia asta te stresează. Este greu să accepti că ceea ce se întâmplă, se întâmplă. Și starea asta, cumva, s-a reflectat asupra copiilor mei, a noștri. Știți că v-am zis că noi vrem să plecăm din Grecia. Și am așteptat momentul ăla când să facem pasul ăsta. În momentul în care am vrut să plecăm, a venit pandemia și atunci ne-am blocat aici și gândurile astea, așa, ca o morișcă prin interior, mă macină că trebuia totuși să plecăm atunci când ne-am hotărât. Eu la copii i-am pregătit, normal, de plecare, i-am pregătit de foarte mult timp, mereu le-am zis, copii vom pleca, la școală pretenții de la ei am avut important să învețe bine la mate, la fizică, adică disciplinele astea care le luăm cu noi unde plecăm, e același nivel. De limbă, de istorie, de asta, i-am spus, măi, învățați atât cât puteți, important să fie notă trecătoare, nu mă interesează să luați maxim, deși copiii au luat maxim, dar niciodată nu le-am cerut chestia asta. Trecând la gimnaziu, le-au introdus o disciplină nouă, arheia, adică limba greacă veche, o limbă care nu este vorbită, o limbă care învață doar probabil preoții, altcineva, nu știu cine mai învață limba asta, cum ar fi latina. Da, aici se învață arheia. Doar că în sistemul de învățământ grecesc, la această disciplină se alocă, să zicem, 3 ore pe săptămână. La chimie le dau o oră, la arheie le dau 3 ore. Și e o limbă foarte grea. Nu grea, dar este foarte grea. Copiii au început să-mi zic, mame, știi, ne cam greu cu limba asta, ne descurcăm. Greșeala mea a fost, deci când Mariu, în primul an la gimnaziu, mi-a zis că e bine cam greu la arheia, eu cumva l-am încurajat să nu dea importanță prea mare, că oricum plecăm din Grecia și că nu ne trebuie nouă limba asta și învață și tu acolo cât poți, important să iei notă pozitivă, restul las-o așa, cum poți așa învață. Deci ăsta a fost cumva motivul meu. Dar la copil trebuie să le zici de multe ori că nu trebuie să înveți prea mult, că copilul el nu mai învață deloc. A avut testările de primul trimestru și normal, a luat cu notă mică, a luat arheia. Eu am intrat într-o panică, adică cumva stresul ăsta de tot ce ni se întâmplă nou aici. Și a venit și copilul cu rezultatul care nu a fost bun la arheia.
M-a fost exact ca o, așa, ca o lovitură pentru mine. N-am rezistat, am făcut o criză, am avut o criză nervoasă, care am zis că îmi chinui copiii aici, într-o țară fără perspective pentru ei, fără viitor, care noi oricum vom pleca de aici. Copilul nu poate să se concentreze pe ceva, pe ce vrea el să învețe, pe ce vrea să facă, pentru că el știe că oricum va pleca de aici. Și a fost vina mea, că nu trebuia într-un fel să le zic, dar nu știu dacă am fost corectă sau nu, îmi lăsați în comentarii și îmi spuneți dacă am făcut bine că le-am zis că vom pleca sau mai bine țineam lucrul ăsta pentru momentul când vom face pasul ăsta. Dar eu m-am gândit că mai bine să le zic ca să-i pregătesc psihologic pe copii, într-un fel de pasul care va urma. Și am avut o ceartă în familie pe subiectul ăsta. Eu fiind supărată pe ceea ce ne se întâmplă, m-am învinuit pe mine că e greșeala mea, că ar trebui să abordez altfel problema cu copiii, să nu le zic că limba asta este o limba iurea și că nu ți va fi de folos și n-are rost foarte mult să înveți la ea, mai bine ești, relaxează și vezi de fizică, vezi de matematică, vezi de chimie. Deci, cumva eu am încurajat copilul să nu dea importanță la materie. Și m-am simțit vinovată pentru chestia asta. Și starea mea, în momentul ăla când am intrat în depresia asta, în vinovăția asta, am o parte negativă în mine, care de multe ori, în loc să înfrunt problema, prefer să fug. Prefer să fug de ea, să o evit, că ea există, și de aici a iscat o altă problemă, m-am certat și cu Cătălin. M-am certat urât pe problema asta, adică am intrat așa într-un război cu mine. Uite ce pățesc. Până la urmă, da, i-am dat noi de capăt la toate, am stat, cum zice mama, stați la masă rotundă și discutați-le. Așa am făcut și noi, am stat, am discutat, am pus totul în cap-coadă, că nu este cazul să ne alarmăm. Acum au venit rezultatele de la școală, de primul semestru la copii, și m-am bucurat. Deci media, au ieșit cu media 8, deci nu este un rezultat rău. Pot să zic că supărarea mea și starea mea depresivă și a fost în zadar, adică mi-am făcut griji aiurea. Dar de ce vă povestesc lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți părinți fac greșeala care am făcut-o eu, să descurajezi copilul să învețe ceva. Copiii aud absolut tot ce discutăm noi și în momentul în care noi începem că lucrul ăla e aiurea, nu vei avea nevoie de el, n-are rost să te strădui prea mult, chestii de genul, copilul nu va învăța. Este experiența noastră. Uite, eu am văzut în momentul în care eu singură i-am zis că este aiurea chestia asta, cumva am descurajat. Eu mi-aduc aminte materia la chimie în școală. Când am început să avem chimia, nu înțelegeam și nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea și eu, fiind un elev bun, pentru mine era o chestie, adică cum să rămân eu cu chimia în urmă. Și m-am dus la mama și plângeam: mama, uite, nu o înțeleg. Și n-a suit vorbele mamei: dar cum să nu-ți placă ție chimia? Chimia este un obiect atât de interesant, este o materie atât de interesantă. Și a început mama să-mi explice chimia, mama fiind inginer. Am îndrăgit atât de mult chimia că îmi place până ziua de azi. Și da, am participat și la olimpiade la chimie și mereu am luat note mari. Deci mi-a plăcut, adică chestia aceasta că mama mi-a zis că uite, e foarte bun și o să-ți placă și interesant, pe mine m-a motivat. La fel cum eu pe copilul meu i-am invers, să zic așa, le-am tăiat calea, zicându-le că nu vei avea nevoie de limba asta și n-ai de ce să te strădui prea mult la ea, mai bine concentrează-te pe asta, la alte materii. Ca să vedeți cum noi înșiși părinții, uneori, putem să le tăiem aripile la copii. Poate nu o facem neapărat cu intenția de a le tăia aripile, dar o facem. Le tăiem aripile. Este o,
este o greșeală foarte mare, care o fac foarte mulți părinți în foarte mult domeniu. Eu v-am dat exemplu cu arheia, ce am făcut eu, dar la fel sunt părinți care, copiii fiind studenți, își aleg o direcție anume și vine părintele și îi zice că nu, ia iurea, nu te du acolo, dar poate chemarea lui este anume în direcția aia. Și vine părintele și tare are pilul la copil și copilul devine ceea ce vrea părintele, nu ceea ce are el menirea să fie. Și în felul ăsta, părintele îi taie aripile. Despre asta, dragilor, eu am vrut să vă vorbesc astăzi. Să încercăm să nu implicăm copiii în problemele noastre de adulți. Trăim o perioadă grea pentru toți, deci problema nu e că doar în Grecia se întâmplă ce se întâmplă. Nu doar în România sau alte țări. Problema aceasta este principal. Și din ce oamenii sunt mai stresați și stresul care noi îl acumulăm, să spunem așa, în viața de zi cu zi, cumva ne răzbunăm pe copii și este foarte greșit. La mine, să zic așa, rezultatul ăsta a fost așa, exact ca o petricică aia care a răsturnat totul. Că și problema nu era aici, problema era complet în altă parte, dar asta a fost cea care a făcut ca să bine, totul să iasă la suprafață, lucruri care dor. Asta este mesajul meu pentru astăzi, să ne protejăm copiii cât mai putem, pentru că societatea nu ne vrea sănătoși, nu ne vrea liberi, nu ne vrea să avem copii sănătoși. Dar noi trebuie să găsim acele puteri în noi și să ne protejăm copiii. Aveți grijă de dumneavoastră, ăsta este mesajul meu pentru astăzi, să aveți grijă de copiii dumneavoastră. V-am pupat!